Bun regăsit, prieteni, Fotbal Vintage, varianta video. Veți găsi aceste povești ale noastre și pe site-ul wesport.ro. Unele dintre ele le-ați mai găsit, altele sunt în premieră aici. Astăzi vom povesti trei snoave, trei întâmplări ieșite din comun, simpatice, haioase, de undeva din epoca alb-negru a fotbalului românesc, anii 70, cam acolo se încadrează toate. Și haideți să începem cu prima, să nu mai lungim. Ne ducem exact în vara lui 1970. Echipa națională venise de la campionatul mondial din Mexic și nu se terminase campionatul, mai erau de disputat vreo 6 runde interne și cupa cam de prin sferturi de final încolo. S-a mers atunci cu sezonul mult, până aproape de 1 august, cu sezonul intern. Bun. În acea vară, undeva prin luna iulie, era un meci de cupă pe teren neutru, cum se juca atunci, FC Argeș cu Farul Constanța. La finalul celor 90 de minute de joc, pe Stadionul Republicii se juca, scorul era egal. La finalul celor 120 de minute, tot egal. Și obiceiul de atunci, regulamentul de fapt de atunci, până atunci se luau legitimațiile, nu se băteau aceste penaltiuri de departajare, se luau legitimațiile jucătorilor care fuseseră în teren în cele 120 de minute, se făcea media de vârstă și se califica echipa mai tânără. Sau dacă erau din categorii diferite, se califica cea de categorie inferioară. Erau diverse procedee de calificare. Ei bine, de atunci s-a spus, domnule, se va da cu banul la centrul terenului de către arbitrul de centru. Se califică unii sau ceilalți. Și acum intrăm în mijlocul poveștii, pe care am aflat-o chiar din gura protagoniștilor. Iar protagoniștii acestei povești erau nimeni alții decât căpitanii celor două echipe. Pentru Farul, Dumitru Antonescu, Brebenel îi se spunea, o legendă a fotbalului constanțean, un om cu 400 de meciuri în prima divizie, internațional de 13 ori, capitan mulți ani al Farului, simbol al fotbalului de la malul mării, la început mijlocaș, apoi fundaș central, un tip care practic însemna Farul. Celălalt capitan în acel meci la FC Argeș, pentru că de obicei nu era el, era Nicolae Dobrin. De obicei capitanul FC Argeș era Remus Vlad, fundașul central, ulteriorul antrenor, secunda lui Mircea Lucescu, apoi cunoscut antrenor în prima ligă, însă în acel meci a fost Dobrin, capitanul echipei. Dobrin era ușor supărat, era mai mult decât ușor supărat, pentru că nu jucase în Mexic, iar lucrurile astea se întâmplau la 2-3 săptămâni după revenirea echipei naționale de la campionatul mondial. Trăia așa o senzație de frustrare, domnule, pe mine nu m-ați băgat, în fine, bun. Și acum, povestea am aflat-o exact din gura celor doi, să fie 20 de ani de atunci, poate și atât, 2000 și un pic. Nicolae Dobrin era observator al ligii profesioniste și ne-am nimerit la un meci la Constanța, Farul, nu mai știu, Steaua sau cu Dinamo a doua zi. Și la masa, la legendara masă de protocol, o să vorbim într-un episod despre mesele astea de protocol pe care mulți le-au hulit, că se realiza o apropiere prea mare între arbitrii, jurnaliști, poate, dar uite, aveai ocazia să vorbești cu și să stai la doi pași de genul ăsta de oameni. La acea masă erau așezați Nicolae Dobrin, observatorul, și Dumitru Brebenel Antonescu, venit să-și vadă fostul coleg din tinerețe de la echipa națională. Se știau foarte bine, erau prieteni și au început să povestească. Și spune Antonescu, mai ții minte, Gicule, când ai fost tu cel mai tehnic în toată cariera și în toată viața asta noastră de fotbalist? Spune Gicu, eu tot timpul am fost tehnic, oricum mai tehnic decât tine. Da. Bun. Nu, cel mai tehnic ai fost atunci la meciul ăla de cupă. Și Dobrin și-a zis, mi-aduc aminte. Și povestește Antonescu, zice, dom'le, s-au aliniat echipele la centrul terenului, fiecare tabără
de o parte și de alta a semicercului, arbitru la mijloc și urma să se dea cu banul. Au venit cei doi capitani de echipă, au dat mâna, arbitru a aruncat banul în sus și la un moment dat jucătorii de la FC Argeș au Dobrin a sărit în sus, jucătorii de la FC Argeș au făcut și umeleau al bucuriei, erau la câțiva metri distanță și la o fracțiune de secundă a sărit de pe bănci, de pe gradene și galeria lui FC Argeș aflată într-una dintre peluze. Câteva mii de oameni veniți de la Pitești. Acum, Dobrin recunoaște, dom'le, eu nu știu cum a căzut banul ăla, dacă a căzut pentru noi sau dacă a căzut pentru Faru. Dar vorbisem dinainte cu ai mei, eu mă duc și în momentul în care aruncă arbitru banul, eu mă uit jos și imediat mă bucur. Voi vă bucurați și voi și automat o să se bucure și ea din tribune. Indiferent cum cade banul ăla, să vedem noi dacă arbitru și dacă a căzut invers, o să spună, nu domnule, stai că a stat altfel. Că banul a căzut altfel, că mai dăm o dată, că de fapt nu e așa. Deci, cum să spun, practic, Dobrin, după aia grupul jucătorilor de la FC Argeș și în final galeria lui FC Argeș din tribună, au hotărât ei că Argeșul trebuie să meargă mai departe prin datul cu banul, că banul ar fi căzut așa cum trebuie. Îi spune Antonescu acum, nici eu nu știu cum a căzut, că nu m-am uitat. V-am văzut pe voi că vă bucurați, pe tine că te bucuri, pe colegii tăi că se bucură, după aia galeria voastră că se bucură. Era clar că voi v-ați calificat și că voi mergeți mai departe. Iată, una din snoavele din poveștile legendare, s-au prăpădit amândoi. Întâi Dobrin în toamna lui 2007, apoi 10 ani mai târziu, în toamna lui 2017, s-a prăpădit și Dumnezeu să-l odihnească, Brebenel Antonescu, pe care ultima dată l-am și întâlnit în tribună până 2015-16, așa ceva, la Constanța, alături de o altă mare legendă a Farului, de Marin Tufan, care a făcut și el parte din lotul de la Guadalajara. Tufan trăiește, are aproape 80 de ani, să-i dea Dumnezeu sănătate. Asta a fost prima dintre snoave și mergem imediat la următoarea, nu mult timp după aceea, undeva în primăvara lui 73, Rapidul joacă sfert de finală în Cupa Cupelor cu Leeds United. Leeds, ce însemna Leeds în momentul ăla? Însemna Gordon McQueen, Lorimer, Billy Bremner, Joe Jordan. Anul ăla a jucat în Cupa Cupelor, că după a jucat în Cupa Campionilor, că a câștigat titlul prin Anglia. Era cea mai la modă echipă englezească a acelor ani și Rapidul pică în Cupa Cupelor cu ei, se merge la Londra, de acolo se merge la Leeds, se joacă meciul 5-0 pentru Leeds în sferturile de finală. Un rezultat destul de... Nimeni nu credea că Rapidul poate să elimine pe Leeds United, dar parcă 5-0 era cam mult. Se vine cu avionul, mari scriitori, Eugen Barbu și Fănuș Neagu, erau în delegație, erau oameni atunci la 40-50 de ani, plină putere creatoare. Paranteză, la stadion la Leeds, în salonul oficial, tratație pentru delegația română și legendarul, spiritualul și marele Fănuș Neagu, un obișnuit al licorilor, auzea că se pune scoci în pahare și că unii ziceau double, să-i pună un scoci dublu. Și el se duce la ospătar, sigur că Neafane avea toate calitățile din lume, dar nu prea știa engleză, și se duce la ospătar respectiv și spune, for me, double, 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 double. Și a pus double mult acolo, cu gheață multă. Bun, se vine cu avionul. În avion, fețe posomorâte, 5-0, și atunci Eugen Barbu ia printre rândurile de scaune, încearcă să-i consoleze, bă băieți, vedeți că ăștia au de gând să vă cheme la o ședință, va fi mâine, poimine o ședință cu Ministerul Transporturilor, cu ăia de la partid, cu toată lumea, dar am vorbit eu cu ei și ca să nu vă certă aia prea tare, eu sunt mai de-al vostru, am mai fost cu voi prin deplasări, o să iau eu cuvântul și o să spun, da, dom'le, nu s-au comportat, dar lăsați-i în pace, nu s-au comportat cum trebuia, o să-și revizuiască atitudinea, o să își facă autocritica, texte ale discursului comunist din acei ani. Stați liniștiți că o ia neajeam pe piept și o rezolvăm. Bun. Și peste câteva zile, ședință într-adevăr la Gara de Nord, acolo în Palatul CFR, o sala de festivități, figuri
imobile ale activiștilor, jucătorii în primele rânduri acolo erau certați, bărbieriți 2 mm sub piele, îmbrăcați în costum și cravată, urmau să-și ia perdaful pentru înfrângerea de la Londra. Și ia cuvântul Eugen Barbu, cere să ia cuvântul și începe el o filipică. Asta nu e atitudine. Am fost prezent la Leeds, la meci, nu determinare, nu patriotism, condamnabil tot ce s-a întâmplat acolo, n-au pus osul, îi certa mai mult decât, își, decât credeau ei că vor fi certați de către, până la urmă, un apropiat de-al lor. Și peste toți Rică Răducanu, ridică-te în picioare Rică, îl scoală pe Rică Răducanu, nu se mai termina 2 metri. Băi, Rică, păi tu la golul 1 n-ai plonjat, la golul 2 n-ai sărit, la golul nu știu care n-ai făcut, n-ai dat dovadă de spiritul ăla de competiție englezesc, nu te-ai ridicat la nivelul... Cum se poate asta, Rică? Hai, spune! De ce nu ești și tu, Rică, cum sunt englezii ăștia? La care Rică Răducanu îi spune de acolo: Neajane, dar matale scrii ca Shakespeare întotdeauna? Da, una dintre replicile fără cale de întoarcere, care dovedește, cum să spun eu, și apropierea dintre scriitori și fotbaliști, dintre jurnaliști și fotbaliști, dovedește spiritul, dovedește ascuțimea replicii. Să-i spui lui Eugen Barbu, matale scrii ca Shakespeare, e destul de mult. Bun, trecem la următoarea și ultima dintre aceste povestioare. Sper să vă placă. Ne ducem un an mai târziu, prin 1974, prin primăvară, meci de campionat la Iași, Poli Iași, aflat în zona retrogradării, contra Universității Craiova, care trăgea la titlu, era pe primul loc. Lume, stadion plin, Craiova conduce cu diverse scoruri, meciul avea să termine cu 4-3 pentru Craiova, tot timpul Craiova fiind un pic în avantaj, spectatorii nemulțumiți de arbitraj, atmosferă tensionată, la un moment dat Petre Deselnicu, fie iertat și el că nu mai e printre noi, degajează o minge nervos, foarte nervos, o degajează spre tribuna oficială și sparge geamul cabinei de transmisie în care se afla Crainicu Radio, comentator TV ulterior, și Rafinatu, scriitor moldovean, ieșan, Grigore Iliseiun, un om de catifea, un om cu exprimare fină, un rafinat, un părea așa că descinde undeva dintre la Medeleni, Sadoveanu, Mirceștiul, Arghezi, trăiește, are aproape 80 de ani, trăiește la Iași. A fost director pe la studiourile teritoriale, deci un om de o mare finețe, un fizic subțirel, și se pomenește cu cabina plină de cioburi din degajarea nervoasă a lui Deselnicu. Bun, lucrurile au degenerat, arbitru a venit și l-a dat afară pe Deselnicu. Nu prea avea de ce, pentru că decizia după o asemenea fază este out, niciodată alta, deși mingea aia după aia sparge geamul și a fost dată cu frondă, cu nesportivitate în afara terenului. În fine, se termină meciul 4-3 într-o atmosferă tensionată, lumea vrea să intre la cabine peste Craiova, se baricadează, arbitrii se baricadează în alt vestiar, în vestiarul lor acolo, vin poliția, forțele de ordine. Încet, 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 încet lucrurile încep să se liniștească în vreo 2-3 ore, între timp se lasă întunericul și oltenii încep să-și facă curaj să se ducă spre autocarul din parcarea stadionului de acolo, să plece acasă. Ei, mai erau câteva pâlcuri, câteva zeci de oameni acolo prin curte care protestau. Se urcă în autocar, se așează pe scaune, spectatorii, suporterii ieșeni se pun în fața autocarului și nu-l lasă să plece. Hai să vedem pe unde plecați. Pașnici, nu erau violenți, nu amenințau, numai că nu-i lăsau să plece. Și trec niște minute. Moment în care în ușa autocarului apare Oblemenco, Nelu Oblemenco, capitanul echipei, un tip, conturăm noi acum efigia lui Oblemenco, știm cine a fost, dar așa ca apariție,
avea impresia în permanență că e foarte serios, însă la adăpostul acestei seriozități avea niște poante pe care le spunea pe un ton și pe un aer că spune lucruri extrem de serioase, însă ascundea în ele un umor debordant. Și se dă jos, se duce pe scara autocarului în fața pâlcului. Hai mă băieți, lăsați-ne să plecăm și noi acasă, avem și noi case, suntem de nu știu câte ore pe aici, pe la ea și avem drum lung de făcut. Ăia nu ziceau nimic. Și unul, vine un tip din pâlcul ăla, se desprinde și pe vremea aia, pe la începutul anilor 70, erau acele lucrări dentare metalice, din viplă, dinți puși. Și începe să rânjească în fața autocarului, se vedea dantura. Moldovenii spunându-i, olteni, nu știu cum, îi jignesc. Dar nu era un conflict fizic. Nu plecați de aici, și respectiv urângea. Și îi spune Oblemenco, ia, Matale, ia vino încoace. Vine ăla, ia deschide gura să văd și eu. Ăla deschide și arată toată gura plină de metal. Unchiule, dacă fac rost de magnete, iau acasă cu mine. Deci cam asta erau... A început toată lumea să râdă, s-a făcut pârtii, a plecat autocarul din curtea stadionului din Iași. Deci iată o replică, iarăși rămasă prin ani legendară, o detensionare de situație cu ajutorul umorului, o calitate umană a oamenilor de atunci pe care, din păcate, sau o găsim doar rare ori la cei din ziua de astăzi. Și am încălecat poșa și astea au fost cele trei snoave pe care vi le-am istorisit astăzi. Ne reauzim în curând și ne revedem pe YouTube cu aceste povești fotbal vintage și pe site-ul uisport.ro în fiecare săptămână câte un episod proaspăt din fotbal vintage. Vă mulțumesc!